Hai să trăiți bine. Din poveștile Ceau Catitu, fiind stupit păduri cu trenam, vă prezint astăzi un episod în care chiar că trebuie să fiți stupit. Pentru ca să mergi la o viteză de 120 de km la oră pe autostradă cu motocicleta fără cască. După cum vedeți în imagine, tocmai îmi filmez pe un specimen. Chiar nu pasă ce fel de motor are și ce adrenalină simte el. Și nici nu vreau să-mi închipui dacă din greșeală, dintr-o neatenție, își împrăștie oasele pe distanță de 100 de metri. Bineînțeles că vinovat va fi ori un automobilist. Niciodată motociclistul nu poartă vină pentru un accident. Nu am nimic împotriva lor, dar pur și simplu este de necrezut că legea americană le dă voie ca acestor indivizi să nu poarte cască de protecție. Nu știu cât de mult l-ar ajuta, dar dacă totuși există o șansă de supraviețuire, eu zic că ar fi mai bine să poarte această cască, pentru că la o astfel de viteză, cred că urechile sau clăpăugele, cum vreți să le mai spuneți, îți splendură ca la păsărea colibrii aripile. Ok, cam atât pentru astăzi. Scuzați zgomotul de fundal. Am uitat de el, tocmai acum l-am dat mai încet. Și dacă m-ați înțeles ce am spus. Deci cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, mai bine, bye!